Sunt venită în Belgia de mai mult de 20 de ani de zile. Am copilărit în Baia Mare. Da, știu că acum am să fac mulți invidioși. Baia Mare e un oraș extraordinar de frumos, care îmi lipsește enorm. De mai bine de 20 de ani locuiesc în Belgia. Am făcut școala de contabilitate, fiscalitate și expertiză la Chambre Belge de Comptable Fiscaliste Expert Comptable. În prezent suntem un birou care suntem formați de mai mulți colaboratori, dintre care și români și și belgieni. Avem șansa enormă să vorbim în limba noastră, în românește, în fiecare zi. De ce? Pentru că biroul nostru este format de mai mult de 90% de clienți români. Clienți români care sunt extraordinari și profesează în mai multe meserii diferite. Avem șansa să avem medici, infirmieri, muncitori în construcții cu mâini de aur, arhitecți, fotografi, independenți care dețin restaurante românești. Suntem tare mândri de ei, da. În 2017 am decis să deschidem o asociație, un ISBL, deci scop non-lucrativ, și se numește Asociația Românilor Independenți din Belgia. Prin cadrul acestei asociații putem să informăm despre orice modificare fiscală independenții noștri. Deci Asociația Independenților Români din Belgia este singura asociație în Belgia care este dedicată doar independenților români. Prin cadrul acestei asociații am avut șansa enormă să colaborez și cu ambasada și cu alte asociații cot la cot. Ne ajutăm foarte mult între noi aici în Belgia și să facem și seminare cu publicul, nu numai virtuale, în care informăm independenții sau românii care doresc să devină independenți despre ceea ce înseamnă statutul de independent, dacă să fie în societate sau în persoană fizică, care este impactul fiscal. Răspundem la întrebări și încercăm să aducem eventualele ajutoare și tot ce putem, informații, încât să le fie mai ușor să se integreze, mai ales că fiscalitatea aici în Belgia este enorm de dificilă și schimbările sunt cotidiene. Voilà, am o fată care are 14 ani, este născută aici în Belgia, iar vorbește românește, adoră România. Sperăm să mergem de Crăciun să vedem familia. Adoră să mă însoțească la piață în Baia Mare și să-și aleagă legumele, că zice că aici mâncăm tare, tare bine, mami. Iar la orice moment când asociațiile în Belgia organizează activități, sărbători, sărbătoarea IEI, sărbătoarea națională, bineînțeles că sunt însoțită de Eliza și încercăm, și eu cred că reușim destul de bine, să transmitem tradiția românească la copii.